Alo, uite, du. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din Tech și Chestii. Eu sunt Bia de la ETA, iar astăzi vă voi povesti despre un laptop de la HP, numai bun pentru mediul business, și despre un cooler potrivit pentru toate tipurile de laptop, mai ales în perioada aceasta când toți lucrăm de acasă și poate vrem să lucrăm din pat, de pe canapea sau de unde ne mai place nouă să lucrăm și nu vrem ca laptopurile noastre să se supraîncălzească. Dacă n-ai făcut-o până acum, te invit să dai subscribe canalului nostru de YouTube și de asemenea să apeși pe clopoțel ca să primești notificări de fiecare dată când noi încărcăm un video nou. Așa cum știți, noi am organizat câte un giveaway atât pe Facebook cât și pe Instagram, așa că dacă sunteți curioși cine este fericitul câștigător, stați până la final. Acestea fiind spuse, haideți să vorbim despre cele două produse. Acesta este HP 15S, dimensiunea ecranului este de 15,6 inch, are memorie RAM de 8 GB și un SSD de 256 de GB. Are procesor Intel i5 de generația 10-a și placă video integrată. În ceea ce privește porturile, are două porturi USB 3.0, un HDMI și un Type-C. După cum vedeți, este un laptop micuț, ușor, are 1,65 kg. Să-l deschidem puțin să-l vedeți. Laptopul acesta este numai bun pentru aceia dintre voi care utilizați în mod frecvent suita Office. Este excelent în ceea ce privește vizualizarea și editarea conținutului text, însă dacă te gândești la editare foto sau video, laptopul ăsta nu e pentru tine. Cu toate că este un ecran anti-glare, s-ar putea ca atunci când bate soarele în el să vrei să te muți puțin mai la umbră. Cum majoritatea dintre noi lucrăm de acasă în perioada asta, ne-am gândit să vă arătăm un cooler foarte fain. Poate ție îți place să stai în pat sau pe canapea sau la masa din bucătărie, dar de oriunde îți place ție să lucrezi, sigur ai nevoie de un cooler pentru a evita supraîncălzirea laptopului. Acest cooler Multicore X6 este dotat cu 4 ventilatoare, are două porturi USB pe lateral, o intrare și o ieșire, și chiar lângă porturile USB avem și un buton prin care putem să setăm ca acest cooler să folosească doar două ventilatoare sau să le folosească pe toate patru. Așadar, a sosit momentul mult așteptat, vom anunța câștigătorii. Câștigătorul giveaway-ului de pe Facebook este... Felicitări! Noi vom lua legătura cu tine în scurt timp ca tu să-ți primești premiul mult așteptat. Acum să vedem cine este câștigătorul de pe Instagram. Felicitări! Vom lua legătura și cu tine în scurt timp. Mulțumim că ați stat până la final! Dacă v-a plăcut acest video, dați-ne un like, un share și nu uitați să dați subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Nu uitați și de clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când noi încărcăm un video nou. În descriere o să găsiți și paginile noastre de Facebook, LinkedIn și Instagram. Până data viitoare, suma tuturor respectelor! Nu, am zis 6X, am zis 4 ventilatoare, am zis 6? De la cameră!